Imaginați-vă că Bill Gates, fondatorul funda companiei Microsoft, care știți, cei mai mulți știți că ne fol le folosim produsele, sisteme de operare Microsoft Windows, nu își lăsa fata, fetele decât 45 de minute pe zi în fața ecranelor. Cum stăm pe, la nivel de țară, dacă media la nivel mondial este 6 ore și jumătate, de exemplu, în România depășim media la nivel de... La nivel mondial, România are șapte ore zilnic pe cap de utilizator de internet. Ei folosesc tehnica asta ca să-și vândă produsele. De exemplu, folosesc această teamă, de exemplu, îți arăt alte persoane care cumpără un produs de care ai fi și tu interesat. Da? Îi vezi pe alții cumpărând? A, păi să cumpăr și eu. În la modă. Da? Vai, Asta e la modă. Vai, că te sau face. Sau îți afișează ideea. lângă un produs pe care au văzut că l-au căutat, îți afișează un cronometru. Oferta este valabilă doar 5 ore. După 5 ore dispare oferta. Întri în panică. Pune o presiune enormă Da, pe intri tine. în panică. Dacă eu nu cumpăr în 5 minute produsul... Numai dispare, la ofertă. Dispare din ofertă, da. da. Sau... Uh, uh, Îți spun, vezi că mai sunt în stoc 5 produse și mai sunt 10 alți utilizatori care se uită la produs să-l cumpere. Același timp cu în același tine. timp cu tine. Când intrăm în o să nu luăm ăsta după noi. Străinul, da? Îmi vine acum în minte un verset din Biblie. Efraim se amestecă printre popoare niște străini. Îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Mă gândeam, e astea sunt ca niște străini în casele noastră. Vă salut cu bucurie, dragilor. Astăzi vă salut de la Pitești, din orașul meu natal. Uh, vin după o zi complexă, complicată, dar o zi în care am avut multe emoții. Uh, și o să vă arăt în câteva imagini lucrurile care s-au făcut săptămâna trecută. Mi-am dorit foarte mult să venim aici. Uh, undeva lângă Vâlcea deși e județul și așa am aflat ulterior uh, o parte din echipa noastră tatăl meu Marius, Moise și alți frați de aici, Oti și altcineva uh, s-au adunat au făcut o casă în patru zile pentru doamna Mariana și haideți să vă arăt câteva imagini am rămas șocat de ce se întâmplă acolo și după ne pregătim să schimbăm subiectul și să începem o discuție foarte serioasă. Deci, doamna Mariana, nu mai puteți Dacă să stați acolo. Dacă vrea, nu vă omoare. Doamne Iisuse! Iisuse! Cum să stați aici? Am dat aici prima dată cu capul. Aici o groapă. Și uitați-vă cum se stă aici. Asta e acoperișul doamna Mariana doarme, a zis că în jumătatea asta de pat și a zis că nu e nicio problemă. Uitați-vă voi cum arată. Ia uitați-vă. Tot acoperiș. Și ea doarme în patul ăsta. Deci nu se poate așa ceva. Ce ai pus pe tavan? Ia uitați-vă aici la ușă. Așa ceva nu se poate. Nu se poate. Carton pus acolo sus camera un metru jumate în înălțime. Și hai să vă arăt ce s-a făcut în patru zile lucrătoare. În patru zile lucrătoare s-a făcut casa asta, căsuța asta de lemn. Spatele și lateralele sunt terminate. Mai trebuie aici pus și deja avem acum geamul. Trebuie aici ușa pusă și o avem cu noi, dar trebuie interioarele. O echipă extraordinară au venit și de la Pitești și de la, și de la Timișoara aici o să fie o baie. Deja e tras, cum e zice, e tras curentul, sunt uh, instalația sanitară. Aici o să fie o bucătărie. O bucătărie, uh, mai trebuie pus rigipsul uh, roșu, că va fi aici și o sobă, deci avem nevoie de sobă urgent. Și aici va fi o cameră. Uh, Uitați-vă, că e nevoie foarte mare de implicarea noastră. Dumnezeu să lucreze. Ce să vă zic, sunt uimit așa. Mi-au dat lacrimile când am văzut că a zis că nu e nicio problemă că stă acolo sub acoperișul la care cade. E nevoie de lemn aici, de un coș care trebuie făcut, dar mai avem nevoie de resurse. Suntem blocați puțin în momentul ăsta, dar Dumnezeu va da izbărat. Acum haideți să trecem la lucruri serioase și celelalte sunt foarte serioase. Mulțumim tuturor oamenilor care s-au implicat, care vă implicați. Sunt copleșit de toate lucrările care se fac și aici în județul Argeș și în județul Dolj la casa celor patru copii. Astăzi haideți să schimbăm subiectul și să trecem la niște subiecte complexe. Vă spun de la început că eu încă nu sunt pregătit ca să am toate, informațiile să aflu toate informațiile care astăzi le voi afla împreună cu voi. Uh, ca invitat, după multă vreme, am reușit să-l conving pe fratele Ionus Dincă <laughs> să accepte să povestim despre tehnologie puțin, despre rețele sociale uh, de socializare. Eu nu -ți mulțumesc că ai acceptat. Cu bucurie. Cu bucurie. Eu mă bucur. Uh, trebuie să-i fac prezentare, deși nu-i place. Da, Fratele Ionuț este cadrul didactic universitar cu doctorat în informatică și lucrează și la o firmă de IT de aici din Pitești. Așa că e unul din oamenii pregătiți să ne povestească câteva lucruri care ne impactează viața în vremea de astăzi. Vorbim despre ecrane, despre lucrurile pozitive, dar mai mult despre lucrurile care au un impact negativ în viața noastră. Ionuț ce faci, cum ești? Bine, mulțumesc, domnului! Ne cunoaștem de? Din copilărie. Din copilărie. Mi-aduc aminte, eram copil mic, veneam la voi acasă. Tu ești dintr-o familie cu 15 copii. Da. A, și tu erai omul care aveai de-a face cu informatica. Pe vremuri când nimeni nu avea calculator, tu erai undeva într-un pat suprapus avea un monitor de la mare, știi, ca pe timpuri, și avea un calculator. Și eu eram uimit, băi, dar cum poate omul ăsta să învețe între toți frații lui care stăteau în două camere atunci, știu eu, cum a fost perioada aia? Hai să povestim un pic despre tine, ca oamenii să te cunoască. Mulți te-au văzut la cântări cu el dat, dar nu te cunosc. Da, și Am trăit în aceeași cameră, cred că eram 10 frați frate și surori, mai este pe vremea studenției, când învățam pentru sesiune la facultatea de matematică-informatică, nu-mi plăcea să mă izolez în cameră. Dacă mă izolam și învățam singur, de obicei, fie adormeam, fie mă, fie mă plictiseam. Simțeam nevoia în timp ce învăț și învățam teoreme grele, demonstrații grele, să comunic cu frații și sororile și aveam această capacitate de a mă concentra și l-am învățat, mai schimbam o vorbă și cu ei. Da, știu. Aveai foile toate băgate sub saltea, că exact, nu aveai loc. Exact, Și undeva la capul patului, deși era la etaj și acum mi-l imaginez. Un suprapus, da. da. Aveai un monitor de la imens. Era un monitor. Pe vremea aia am început cu calculatorul în anul 1995 a fost primul contact cu un personal computer, un PC, Pentium 2 era pe vremea aia. Nu mulți aveau calculatoare Pentium 2 în 1995, abia pătrunsese internet în țară, în România. Am avut un frate foarte prieten, prieten bun de familie din Statele Unite care a văzut înclinația mea spre informatică. În 1995, puțin. Puțin copii erau înclinați către informatică, și prin uh, harul Domnului mi-a ca domn, un 2. Bineînțeles că, într-o cameră atât de închisită n-am avut loc pentru monitor <laughs> și îl țineam cu mine în pat la capul patului. Și așa programam, așa îmi scriam micile aplicații pe clasa 9, în 1995, eram la Liceul de Informatică. Ce aplicație aveai atunci? Programare în C, învățam atunci pentru. Uh, cei care cunosc, dar mi amintesc că în 1995 primul contact al nostru ca elevi a fost cu prima aplicație de mesagerie prin text se numea Mirc. Mirc, nu știu, mulți care sunt de generația mea sau nu știu cât de mulți și amintesc aplicația, puteai să comunici cu oameni de temiri unde? Cei mai mulți erau din Statele unde că de acolo venea, uh, aplicația de acolo a fost uh, dezvoltată și scriai mesaje, text în engleză. Atunci nu exista video, nu exista audio, comunicai doar prin uh, uh, texte, mesaje, texte colorate. Da. Și vorbeai, nu știai dacă e fată, dacă e băiat, pe clasa 9. Eram foarte încântați că cineva din afara țării ne răspunde la mesaje. Așa, astăzi se poartă chestia asta, că în spatele Orcarei, oricărui cont poate să fie oricine, știi? Cu siguranță, da. Și așa ai ajuns să-ți placă. Am ajuns să-mi placă inițial până în clasa a 12-a nu am fost foarte înclinat către, destul de înclinat către informatică. Am fost mai mult de, pe partea de matematică. La bacalaureat mergeam la concursuri, de matematică. La bacalaureat, în schimb, s-a întâmplat, am primit o lecție dură, uh, o lecție de zmerenie, am considerat eu. Uh, Profesorul de matematică mi-a spus uh, din că nu mă aștept să nu iei notă maximă la matematică. Nota 10. Și așa credeam și eu. Deci nu aveam probleme cu matematica. Și la examenul de bacalaureat s-a întâmplat că am greșit pe rând aproape jumătate din lucrare. Ne la calcule, după ce m-am verificat cu baremul, când am văzut cât îmi iese nota, am intrat într-o mică depresie. Și am luat 6.40 la bacalaureat la matematică. Aul. Din 10. Și supărare mare, depresie, nu mă așteptam, am primit o lecție extrem de dură. Le-am zis părinților, părinții să să dau mai departe la, la, facultate, bineînțeles, de profil. Și le-am spus, nu mai trebuie facultate, am terminat fără facultate. Și au urmat alte probe la bacalaureat, la informatică, în schimb, am făcut foarte bine. Am, am luat cea mai mare notă din liceu. Și din momentul ăla s-a schimbat un pic direcția. Am zis, mai nu se poate, ia, renunț la matematică, chiar dacă continua să-mi placă matematica, și mă mut către informatică. Și Din clasa 12 am decis să merg pe, pe informatică, chiar dacă am făcut dublă specializare. Așa m-am orientat și m-am îndreptat pe informatică, în clasa 12, de fapt, chiar dacă profilul a fost de informatică, dar nu eram foarte conectat la informatică. vreau să spun o întrebare, știi? Sunt oameni care gândesc că tot ce înseamnă calculator și partea asta de IT și uh, tot ce înseamnă matematică și informatică uh, te depărtează de partea asta cu Dumnezeu. N-am văzut niciodată asta la voi, uh, că nu ești numai tu din familie în direcția asta. Din contră am văzut că ați putut și să slujeți în paralel, adică nu v-au dezlipit de biserică. Uh, cum crezi tu că e mentalitatea asta? Că sunt mulți părinți care zic, măi, nu mergi acolo că te duci departe de Dumnezeu. Pe domenii de IT. Da, pe domenii de, de IT. Te referi. Într-adevăr, aici îți trebuie destul de mult discernământ și înțelegerea lucrurilor. Sunt riscurile mai mari, pentru că petreci foarte mult timp în domeniul virtual, în lumea Ecranelor. Și luptele sunt mai mari decât dacă uh, îți alegi un domeniu. Sigur, ispitele sunt cum sunt în orice domeniu. Acum, purtăm uh, ecranele cu noi în buzunar, le plimbăm după noi, avem. Uh, Sau ne plimbă și ele? <laughs> avem la degetul mic toate uh, butoanele și toate clicurile. Uh, N-aș putea să mai fac o diferență între cineva care lucrează în IT și orice alt utilizator de smartphone. N-aș putea să mai fac o diferență, ba din contră, s-ar putea ca cei care sunt în IT să înțeleagă mai bine care este pericolul din spate. Vreau să vă dau un singur exemplu. Imaginați-vă că Bill Gates, fondatorul companiei Microsoft, care știți, cei mai mulți știți că ne fol le folosim produsele, sisteme de operare Microsoft Windows, nu-și lăsa fata, fetele, decât 45 de minute pe zi în fața ecranelor. Bill Gates. Fum. Și Bill Gates și toți angajații ai marilor companii, cum sunt Facebook, Google și altele, angajații înțeleg mai bine pericolul ecranelor și au ales majoritatea, dacă vă uitați pe, 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 pe statistici, pe articole, să-și trimită copiii să învețe la școli la școlile primare, cele puțin clasele 1-8, care nu au deloc tehnologie în clasă. Absolut deloc. Fără, fără ecrane, fără laptopuri, fără smartphone-uri. Pentru că înțeleg că în perioada asta de, de. Deci aș fi tentat să cred că cei care sunt educați în domeniul ăsta, în IT, știu să se protejeze mai bine de uh, pericolele care sunt în spate. Imediat o să vorbim și despre asta. Acum. Uh tu ești și tată, ești și soț, da? Nu o să spui tu despre copii, că ți-au zis să nu vorbești nimic, dar o să spun eu, copiii lui Ionuț uh, cântă în majoritatea cântărilor sau în toate cântările de la el dat Kids. Uh, și astăzi vorbești și în calitate de tată, nu? Văzând toate lucrurile care stau în spate. În primul rând, aș vrea să vorbim puțin despre lucrurile benefice pe care le avem de la tehnologie. Și apoi discutăm de lucruri mult mai concrete și vreau să fiți foarte atenți. Haideți să privim cu responsabilitate tot ce, toate informațiile care le aflăm, le aflăm azi, să vedem exact uh, care e impactul ecranelor în viața noastră. Uh, poate sunt multe situații în care avem niște sentimente ciudate și nu știm de ce. Uh, de ce provoacă aceste ecrane. Când zic ecran, zic toate rețelele de socializare da, și tot, tot și ce înseamnă se... internet. De ce provoacă dependențe și mi-ar place ca toate lucrurile acestea să, nu doar dumneavoastră să le ascultați cei adulți, ci să le dați și la copii, pentru că au de a face. Știu mult mai multe informații decât vă imaginați și decât ne imaginăm și mai ales lucrurile importante trebuie să le știe. Minuț, care sunt lucrurile bune care le putem lua de pe internet, nu, dacă le comparăm cu celelalte, nu sunt așa de multe, nu? Sunt. Avantajele sunt. Uh, sunt consistente, nu putem să le negăm. Adică uh, am fi ipocris să spunem că suntem anti-tehnologie digitală. Ce tocmai, facem aici? Tocmai folosim, da. Folosim tehnologie digitală. Uh, activăm. Uh, tu folosești foarte mult la. Uh, la grup. Uh, tehnologie digitală, platforme de uh, socializare pentru a promova mesaj creștin, a promova, uh, a vesti Evanghelia. Da. Acesta ar fi unul din marile avantaje, noi, uh, dacă ar fi să vorbim din punctul nostru de vedere, ca oameni care trebuie să-l propovăduim pe Hristos, acesta îl văd un mare avantaj. Suntem suficient de bombardați cu informație nefolositoare, ba chiar extrem de dăunătoare pentru minte, pentru creier, ca să nu încercăm măcar să echilibrăm măcar puțin balanța în mediul ăsta al rețelor de socializare și acesta este principalul beneficiu. Pe lângă celelalte care sunt, acum putem vorbi la distanță cu familiile care sunt în afară, putem să comunicăm ușor, audio, video, putem face plăți online foarte rapid. Nu mai rapid. Tăm la cozi. Plătim facturi și internet, banking și putem face comenzi online. Aici e o discuție <coughs> întreagă că și asta poate să genereze o dependență și te mir. de ce la un moment dat vezi că îți șocă-ne la ușă curierul. curierul de câteva ori pe zi. Aici trebuie să avem mare grijă, este un domeniu de discutat, un subiect numai pe asta, pe cumpărături online și dependențele care apar numai de aici Acum, dacă, dacă dar eram la capitolul de lucruri pozitive ajungem și la cele negative, să <laughs> nu ne grăbim să nu anticipăm. La lucrurile pozitive mai ce pot să spun? Mă voi știți mă cunoașteți mai bine eu, cred că aș fi ultimul care aș vorbi aici, știi? sau care aș vrea să mă afișez. Niciodată nu-mi place să mă ascult. Da, nu suport să-mi aud vocea. Uh, dar am văzut că Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit. Da, oameni care s-au mântuit în urma materialelor creștine. Uh, o grămadă. Deci v-aș putea spune multe mărturii, dar astăzi nu e subiectul despre asta. Uh, Dumnezeu să binecuvinteze, să, să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune, să folosim tot ce înseamnă uh, amin, amin. Uh, internet în vremea de libertate care ne-a mai rămas, că pare că toate se cu ne constrâng să ne, ne, ne îndreptăm spre a ne înche a încheia lucrurile, uh, să folosim spre slavă lui Dumnezeu. Ionuț, you know, hai să revenim la impactul rețelelor de socializare, să vorbim puțin despre internet. Nici măcar nu știu cum să spun întrebările, dar tu mergi în direcția în care știi că trebuie să mergem astăzi. Sunt sigur că oamenii trebuie să afle toate informațiile astea, statistici. Nu știu cum vrei să începem să vorbim despre statistici, să vorbim. Astăzi vorbim despre lucruri puțin mai generale, chiar dacă atingem și ceva punctuale, dar pe viitor, dacă domnul ajută, vom vorbi punctual, poate nu numai cu un profesor, un universitar cu doctorat în tot ce înseamnă informatică, mai vorbim și cu un consilier spiritual sau cu un pastor care sigur, e, sigur, e pregătit aceea. în așa uh, ceva? Nu am experiență uh, foarte mare în consiliere uh, creștină. Din păcate, uh, problemele sunt multe și multiple, mai ales în rândul copiilor, uh, adolescenților, din mediul creștin vorbesc, dincolo de de mediul, de prin biserici. Sunt, uh, impactul este destul de uriaș. Pe lângă beneficiile pe care le aduce tehnologia, sunt conștient, sunt perfect conștient, după mai mult de 20 și ceva de ani de când sunt în fața ecranelor, uh, de pericolele care sunt în spate, de luptele care sunt uh, generate. Mai zis, astăzi despre tehnologie se poate discuta mult. Noi vrem să discutăm puțin despre tehnologia digitală a informațiilor. Dacă acum 30 de ani, 40 de ani, era greu să primești informații, nu știu, de undeva de pe glob, acum suntem conectați, suntem efectiv bombardați la nivelul creierului suntem bombardați efectiv cu o cantitate uriașă de informații și asta trebuie să fim conștienți că nu face deloc bine creierului. Nu suntem pregătiți să primim atât de multă informație și să o mai și selectăm pe cea bună. Era mult mai simplu acum câțiva ani bun de zile în care, perioada în care nu aveam internetul. Sigur, avem beneficiile, dar trebuie să fim extrem de conștienți că tehnologia digitală, pe lângă beneficii, a adus după ea o serie întreagă de, de, de probleme. Acum, de exemplu, dacă luăm numai, numai problema depresiei, Oamenii de știință spun că, dincolo, până să intrăm în discuția despre cum funcționează aceste social media, rețele de socializare, o categorie foarte mult folosită astăzi, extrem de mult folosită astăzi, până să discutăm despre asta, nu se vorbea despre, foarte mult despre depresie acum 30 de ani, cum spuneau părinții. nu știam ce înseamnă aia stres. Nu, știam, nu prea știam ce înseamnă cuvântul depresie. Oamenii de știință, psihologii și alți oameni de știință care studiază asta, recunosc că internetul și lumea virtuală și tot aparatul ăsta de, 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 de lume digitală generează în principal uh, acest factor de stres, de depresie, de anxietate. Cum deci, este consumat? Hai să începem, să vedem. Ne, am știu, tu că te -ai pus pregătit. aici câteva statistici și evident uh, sunt luate de pe, de pe un site uh, destul de cunoscut, uh, Date, uh, date uh, Reportal Dot com. Dacă ar fi să citesc câteva statistici pe care le-am pus aici, cum e consumat internetul la nivel global, astăzi populația, în ianuarie 2023, a ajuns la 8 miliarde. Dintre aceștia, utilizatori de internet la nivel mondial, avem 5,16 miliarde de oameni, mai mult de 64% la nivel global folosesc internetul. Avem 5,44 miliarde care folosesc doar telefon, telefonul mobil. Mai mult de 68% folosesc telefonul mobil. Activi pe platformele de socializare, pe platformele pe rețelele de socializare sunt 4,76 de miliarde de oameni. Mai mult de 59% din populația globului oh. activează pe platformele de socializare astăzi. Zilnic, dacă însumăm, strategiile sunt făcute în categoria de vârstă 16-64 de ani. Pe categoria de vârstă, timpul mediu petrecut, zilnic, doar pe, doar pe internet, ajunge undeva la 6 ore jumătate. Doar wow. pe internet. Media la nivel mondial. Cum stăm hmm. pe, la nivel de țară, dacă media la nivel mondial este 6 ore și jumătate, de exemplu în România depășim media la nivel, de, la nivel mondial. România are șapte ore zilnic pe cap de utilizator de internet. 7 ore. Depășește de media la nivel mondial. Deci asta înseamnă că aproape o... timpul la de lucru care le de lucru, zi. da. Da. Uh, oamenii petrec, se face o medie. Da, da. Unii cum, ajung cum la 12 e... ore și se face o medie uh, pe cap de utilizator. Uh, dacă trebuie la. pe categorii de vârstă. Dacă trebuie Știi în descrierea ceva? clipului, putem să punem linkul cu toate aceste strategii, Sunt publice, nu e nimic ascuns. E un site specializat care strânge informațiile astea nu de acum, ci e un istoric întreg uh, de evoluția lucrurilor pe parcursul uh, anilor. Dacă uh, mai citesc un pic despre, despre mediile uh, de socializare, Așa. cum au evoluat, de exemplu, din 2013 numai, dacă în 2013 1,7 miliarde de oameni consumau uh, social media, în ianuarie 2023 au ajuns la uh, aproape 5 miliarde de consumatori. Din 2013 până în 2023, ultimii 10 ani de zile, asta este uh, evoluția. Uh, Hai. Cele mai Am aici o statistică interesantă. Ce cele mai utilizate platforme so uh, uh, sociale. Iasă. Facebook este încă pe primul loc. Ar vine din spate Instagramul și TikTok-ul, mai ales pentru categoriile uh, mai mă, de adolescenți, chiar preadolescenți, Facebook-ul cu 3 miliarde de utilizatori activi pe locul 2, YouTube, 2 miliarde jumătate, urmează WhatsApp-ul cu 2 miliarde, Instagram-ul tot cu 2 și așa mai departe. Puh, știi cumva care sunt cele mai vizitate site-uri? Ha, că Nu facem reclamă la niciunul, uh, trebuie să spunem asta, nu facem reclamă la niciunul din contră. Nu, dar este important să, să avem aceste statistici pentru că este o, un motiv în spate de ce folosesc oamenii uh, nu, vream, anumite da, site uri da, 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 doar că vreau să spun eu ca cineva să nu se gândească că facem reclamă, dacă făceam reclamă la nu. ceva uh, măcar la o platformă de asta... Uh, nu eram o comunitate doar așa de mică. Da, sigur, da, era nu, promovarea nu, mult mai mare. Așa. Dar vreau să ajungem să vedem de ce de ce, de ce, ce am ajuns în punctul în care suntem uh, și care e ideea din spatele platformelor astea. Așa. Sigur. Hai să revenim. Deci, cele mai utilizate website-uri s au făcut o statistică doar pe două luni de zile, septembrie și noiembrie 2022, anul trecut. Până atunci au fost date septembrie și noiembrie 2022. Avem o statistică interesantă. Pe primul loc este Google. Este cumva de, de, de înțeles. Prin motoarele lor de căutare au cele mai multe vizite. 88 de miliarde de vizite în aceste două luni. Pe locul 2. YouTube cu 74 de miliarde de vizite, pe 3 Facebook-ul 10 miliarde și pe următoarele două locuri, din nefericire, apar două site-uri din așa numită zona neagră a internetului, zona extrem de nocivă, două site-uri de pornografie. Deci pare să între 10 și 8 miliarde de vizite doar în două luni de zile, în locuri de frunte, sunt site-uri din zona neagră a internetului. Și continuă cu alte site-uri. Nu le mai dăm nu, nu le numele dăm acum? Nume, da, neferește la unele. Interesante statistici legate de, de preferințele pe categorii de vârstă. Aici, de exemplu, la tineri adolescenți și mai puțin adolescenți către tineri, pe, uh, categoria 16-24. Uh, campionul e Instagram. De puțin, din discuțiile cu copiii mei și cu alți tineri pe categoria asta, e puțin previzibil. Este destul de... Uh, uh, când aud, numai Instagram aud. Instagram în sus, Instagram în jos. Și o să vedem uh, cam ce e în spate. La categoriile în schimb uh, uh, mai în vârstă, 55-64, campionul este WhatsApp. WhatsApp, o. WhatsApp. Facebook. Uh, și, și Facebook e campion tot la această categorie. Uh, cel mai puțin utilizat, într-adevăr, este uh, utilizat de adolescenți, vârsta 16-24. În schimb, vine puternic din spate, și aici aș vrea să avem o, un semnal de alarmă legat de TikTok. O platformă, din punctul meu de vedere, extrem de nocivă, și recomand cu tărie să vă țineți adolescenții, tinerii, chiar și noi trebuie să stăm departe de platforma asta, TikTok, platforma videourilor scurte și anumitele short shorts, video. Asta vine puternic din spate, este pe primul loc la adolescenți și tineri. Provoacă o, depend o, o, o dependență fant fantastică, echivalentă cu a, a pornografiei și a drogurilor și a, a jocurilor de noroc. Și mai departe. Deci cam pe aici stăm cu uh, preferințele pe categorie de vârstă ale platformelor mă lasă principalii jucători. Te, întrerup la asta. Mi-am amintit de acum când povestea un frate pastor că a fost chemat la într-o familie să meargă să vorbească cu un tânăr. Știi? Prima dată n-a vrut să vorbească tânărul cu el, avea probleme cu pornografia și a mers a doua oară și a discutat cu el, el se închidea în cameră, avea problemele lui și asta apropo de ce zice că trebuie să ferim copiii de... Da, și... comportament specific. Fug, așa. Fuga, ascunderea, e Da, comportamentul... și știi ce zicea copilul? Zice, da, știu că sunt dependent, dar eu intru pe site-urile pe care intre și tata. Hmm. Și ulterior a venit tata, vorbi postorul cu el, frate, pe păi ce faci? Mă chem aici la, la să-l ajut pe băiatul tău și tu ce faci? Deci, frate, eu sunt matur. Serios? Da, aici e... Copiii sunt copii. Copii. Așa că să nu avem așteptări. Da, aici, a, aici ar trebui să discutăm puțin la influența și impactul asupra familiei, familie Imediat discutăm. asupra ecranelor. E o întreagă discuție aici, comportamentul părinților, cum ai spus, este extrem de important pentru că degeaba le spui ce le spui dacă copiii văd altceva la tine. Logic. Hai să ajungem și imediat și acolo. Dar mi-ar place să ne spui din ce știi tu, din ce ai studiat, ce stă în spatele tuturor acestor platforme, care e psihologia. Înainte de, de asta, aș vrea să spun totuși cum stăm în România cu. Spune. Cu, cu da. statisticile, pentru că trăim în România și mm -hmm. în România avem aproape 90% din populație are acces la internet, folosesc internetul, 17,82 milioane de utilizatori de internet. Dintre aceștia, 13,5 milioane folosesc social media. Ne raportăm la discuția de astăzi la social media, la, rețelele de socializare, pentru că au impactul cel mai mare în lumea ecranelor, dacă ne uităm la statistici, social media au cel mai mare impact, în general, mai ales românii, de exemplu, persoanele care se ocupă la noi în, în Camera Deputaților de, de, de partea asta de digitalizarea a României, că ei urmăresc asta, toate serviciile să fie, populația să fie educată din punct de vedere digital, să folosească servicii digitale pentru plus facturi. Internet banking și așa mai departe, să își mm -hmm. rezolve cât mai mult problemele online, mai ales perioada asta cu pandemia. Știm foarte bine, ne-a împins pe mulți dintre noi, chiar de la vârste mici, să folosim online-ul și, din păcate, în România, 80% folosesc platformele de socializare într-un mod inconștient. Pur și simplu navighează din diverse motive. Fără să aibă uh, un scop anume în a folosi internetul. Să scroleze la infinit, să mai urmărească un video scurt, să uh, mai posteze câte o fotografie, să-și monitorizeze like-urile, pur și simplu o utilizare dăunătoare a internetului. 80% din cei care folosesc internetul la noi în țară, așa îl folosesc. Doar 20% îl folosesc în scopuri extrem de practice. Utile. Utile. Nu mai vorbim, aici vorbesc la nivel de țară. Ar fi interesantă o discuție la ce se întâmplă prin biserici, în rândul creștinilor. De acolo Cum? nu știu dacă avem statistici. Nu avem statistici, dar la nivel de biserică asta ar putea face niște statistici în rândul tinerilor, în rândul. A adolescenților. Soluția, dacă suntem sinceri cu noi, înșine ar fi simplă. Iei telefonul mobil, la sfârșit de zi sau la sfârșit de lună te uiți cum ai consumat bateria. Acolo îți, îți, știți bine, la consum baterie îți arată pe ce aplicație ai petrecut uh, timp astăzi, pe ce aplicație ai petrecut timp la final de lună. Poți să faci o, o statistică simplă la final de lună. Pe ce ți petrești tu timpul pe internet de fapt? pe cei website-uri, nu mai spunem de uh, aplicațiile de navigare pe internet, Google, uh, Chrome și altele ce mai folosim noi, au un history în spate. Tinerii știu foarte bine ce se află în acel history. De multe ori am mai întrebat, uh, m-am pus și eu în situația asta, s-au uh, pus și... Uh, i-am mai întrebat și pe ei, ați accepta ca pe următoarea săptămână să punem history-ul vostru pe videoproiector la frații în biserică. Să vadă cam ce pagini ați vizualizat voi în ultima săptămână. Ați avea curajul? Asta e o întrebare foarte bună legată de sănătatea, uh, sănătatea și curăția virtuală a noastră ca utilizatori. Mulți dintre noi am picat la capitolul ăsta și am pune capul jos. Pe păi nu aș vrea să vadă frații că am intrat pe acolo și pe acolo. Nu, prea aș vrea. Da, e cineva care vede. Dumnezeu vede și istoricul nostru de browsing. Chiar dacă noi îl mai ștergem din când în când, clean. Și istoric clean. Apropo de asta și de ce zice mai devreme de statistica care e șocantă. În România media e de, cât ai zis, de 6-7 ore? Sau mai mult, uh, de 8 ore. 7 ore de utilizare de, de, de uh, internet. Am mai spus chestia asta la, de mai multe ori, dar cred că nu se supără frații dacă -o, o ascultă. La o conferință pentru copii. Pentru copii până în 13 ani, cred că. Da, s-au făcut statistica și au făcut chestia asta care există, o să verifice toți bateria, cum au petrecut sau cât timp au stat în ultimele 24 de ore pe internet. Era 10 dimineața și <coughs> erau copii care au stat uh, câteva minute, alții care au stat ore și au fost copii din bisericile noastre care au stat 8 ore. 8 ore și era 10 dimineața. Când a venit fica mea acasă de acolo și a zis, tati, mi-am dat seama cât de mult vă iubesc că nu ne lăsați atât de mult pe rețelele de socializare. Și face, când m-am uitat eu, aveam emoții mari. Trei minute. O mare biruință cu trei minute. A scăpat ieftin că La... avea o aveau limită. Apropo de asta, la noi, în pandemie, a trebuit obligatoriu să-i cumpăr, să cumpărăm la fata cea mare, să-i cumpărăm uh, telefon. S-a trecut prin aceeași problemă. Eu am zis, deși avem tehnologie în casă, știam cu ce să confrunt, am văzut oameni de, uh, dependenți de jocuri și altele, am zis, nu le cumpăr, nu le cumpăr. Până se poate. Și după o lună de zile, când uh, de când a folosit fica mea, da? cred că nu se supără că -i, că îi dau exemplu ei, a, a folosit telefonul, -am zis, -am, fi, a zis, da, mari, și să verific puțin. M-a lăsat, am verificat și a zis, tati, că ăsta am distruge viața. Ia-l, îmi vine să-l arunc, cumpărăm de la cu butoane. Dar să știi că dacă îmi cumpăr de la cu butoane, uh, toți colegii mei o să râdă de mine și o să am o, o povară grea de dus. Deci, eu este foarte complexă, da, o presiune incredibilă. O presiune, incredibil. o presiune uh, imensă, da. O presiune de grup. Hai să vedem ce stă în spatele lor. Dacă ai terminat cu uh, ce da. vrei să ne spui. Păi, ia același principiu care stătea în, pe vremea Imperiului Roman. Manipularea maselor, așa așa, așa văd, dacă la oameni le dai circ și pâine, îi controlezi, nu le mai trebuie nimic. Plus circ și pâine, adică făi să se simtă bine. Pe om să le faci să se simtă bine. Asta văd eu că este în spatele, principal, în spatele rețelelor de socializare. Că despre asta aici vrem să discutăm un pic mai mult puțin mai mult, am văzut că uh, sunt mai intens folosite astăzi, sunt în vogă, sunt la modă uh, în uh, pe ecrane. Și banii, banii stau în spatele. Uh, <laughs> ca de obicei. Ca de obicei, banii, resursele uh, colosale, Bun. uriașe. Și Ideea tu? este uh, rețelele de socializare. Ideea este le-a venit o idee fantastică. Și totuși sunt gratuite. Oamenii, da, oamenii vor să o socializeze, să sunt făcuți să socializeze. Când auzi rețea de socializare, te gândești, mă, păi și eu îmi doresc să am prieteni. Pentru că, într-adevăr, sunt foarte mulți care se simt singuri, acum vorbim la nivel general, dar tot așa au fost studii psihologice de oameni bine pregătiți pe domeniul ăsta, care au demonstrează că, de fapt, rețelele de socializare au efectul total invers. N-au nicio legătură cu socializarea, ci, din contră, te fac să te simți da, extraordinar de singur și de izolat dacă petreci foarte mult timp pe ele și, uh, într-un mod dăunător. Principiul din spate, uh, în primul rând, sunt atractive pentru că sunt gratuite. Oricine poate să-și facă un cont pe orice rețea de socializare uh, importantă. mari jucători, știți, cu toții care sunt, știm cu toții, Facebook, Instagram, nu le facem reclamă, cum ai zis, dar uh, trebuie să știm că Pune punctul sunt pay. prețele de socializare și au vin în spate cu pericole, mai ales pentru segmentul ăsta de vârstă preadolescenți, adolescenți și tineri. Pentru toți care îl consumă. Și pentru da. uh, noi ceilalți. Sunt gratuite, ai acces rapid uh, la un cont gratuit. Aici o mică observație pe care greu îl mai ștergi. Uh, dacă vrei să-l scapi de Facebook, amintesc că uh, soția mea a, de câteva ore a șters contul și totuși ei îți oferă atât de ușor posibilitatea să-ți le recuperezi cu tot istoricul din spate. Deci au grijă să nu fie o ștergere reală, de fapt, uh, a contului. Este o arhivare a contului. Așa funcționează ei, ca nu, cumva să te piardă, uh -huh. chiar în situația în care vrei să renunți la el. Uh, și fiind gratuit, îți faci cont uh, numai că această gratuitate, cum vorbeam și mai devreme, vine cu costuri mari. Așa vine și păcatul, așa vine și oferta diavolului. Ia primul fum, că e gratis. Colegii uh, vin și te îmi cu primul fum, dar după aceea ajungi și la ultimul, și ajungi și la. Uh, poți ajunge la pachete întregi. Așa funcționează uh, lucrurile în lumea asta a plăcerilor. Uh, așa pare că este și pe aceste rețele de socializare. Totul este gratis, dar vine cu costuri mari. Uh, fiind gratis, uh, totuși trebuie să genereze niște niște uh, resurse profit. Profit, că altfel nu șa. Sensul, businessul, da. Profitul vine în, în principal din, din reclame, din publicitate. Și marile companii, mai mici sau mai mari, își postează reclamele pe platformele cel mai intens folosite, cel mai mult folosite, cu cei mai mulți utilizatori activi online, cu utilizatori care petrec cel mai mult uh, timp pe acea platformă, da? Uh, ideea este, cu cât o platformă este mai mult utilizată, are mai mulți utilizatori, șansa ca produsele lor să fie cumpărate crește. Evident, tu spostezi reclamă acolo, încerci să citești un text ca utilizator simplu de Facebook sau altă platformă și să apare un ad-on, o reclamă, undeva în colț, în dreapta jos, da? cu coada ochiului o vezi că e bine făcută. Am dacă mai are și o imagine atractivă lângă, riscul să dai click este foarte mare. Sau la, da? video, la video, sunt puse înainte să înceapă. Exact. Aceste reclame sunt servite, acest conținut suplimentar care la început, pe care la început nu ți-l dorești, pentru că nu faci cont pe Facebook sau pe o platformă socială ca să primești reclame. Da? Dar ei din asta trăiesc. Așa, așa fac, fac profit. Și îți faci uh, cont gratuit. Acum, uh, cum, uh, cum ajung companiile să, să aleagă, o, să prefere o anumită platformă? Păi să fac statistici. Statistici uh, serioase pe număr de utilizatori, categorii de vârstă. Care este grupul țintă? Așa se, așa se uh, numește, așa îl numesc ei. Care e grupul țintă? Ce vreau să vând? Echipamente sportive de un anumit fel sau mai știu eu ce, telefoane mobile sau... Grupul țintă. Ce folosește, ce categorie de vârstă folosește mai mult Instagram-ul? Păi adolescențe și tinerii. Păi atunci îi bombardez cu reclame pe... Pe Această categorie de vârstă. Și pe Instagram. Mai mult de atât. Ei folosesc strategii bine puse la punct ca să construiască un profil al utilizatorului. Ce înseamnă asta? În funcție de lucrurile la care dai tu like, de postările pe care le redistribui pe alte conturi, la prieteni, de comentariile pe care le scrii, funcție de asta, ei își dau seama cam ce îți place. Funcție de căutările pe care uh, uh, le faci pe diverse platforme, pe Google, pe. înseamnă că te interesează un anumit domeniu. Vi s-a întâmplat să căutați, să vă cumpărați un, un, un tractor, da? Păi pe pagina ta de Facebook vei fi imediat bombardat cu reclame despre tractoare, inclusiv în căsuțele de e-mail nu scap nici acolo de ele, da? Pentru că sunt interconectate. Deci se face un profil al utilizatorului. Ce interes are acest utilizator? Și în funcție de asta ești bombardat cu lucruri care te interesează pe tine. În afară de reclame, ești bombardat și cu conținut. Adică diverse reclame, diverse videouri mai nou au fost integrate, că tot vorbeam de TikTok, au fost integrate short videourile. Da. Sunt extrem de puternici, au un impact extrem de puternic din punct de vedere al dependenței. Și în felul acesta este o întreagă mașinărie care încearcă să te prindă ca utilizator pe platforma respectivă. Eu de am... ce? Să devii potențial cumpărător. Eu am văzut că <coughs> sunt momente în care stai doar lângă un telefon care are acces la uh, zi, care are microfon și doar vorbești despre anumite lucruri și deja îți apar reclame. Da, da. Au... Cred că tehnologia a avansat mult mai mult de atât și cumva automat se generează tot felul de, 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 de lucruri și oameni. Suntem foarte controlați oricum. Inteligența artificială, da, este... Uh... Pe mine m-a șocat faptul că o dată, nu știu dacă țineți minte că România a căzut un elicopter undeva în munți într-o iarnă și uh, erau ceva uh, cu medici, elicopterul, și oamenii ăștia au, au, că, au căzut acolo, n-au murit, dar au stat câteva ore și au murit înghețați, știi? Și uh, momentul în care mă uitam la știre, arătau și demonstrau faptul că uh, cu un telefon închis, cu un telefon închis, uh, puteau asculta tot ce se întâmplă în jur, da, dacă ei aveau numărul de telefon sau nu știu cum au avut acces la telefon. Deci tot ce se întâmpla în jur cu telefonul închis sau spart. Deci puteau să afle tot ce se întâmplă pe o rază de vreo 5 metri sau 15, nu mai știu exact cât a fost, dar sau să găsească exact locația locația unde era telefonul mobil. Asta mi s-a părut puh, e, e, extrem, extrem de avansată tehnologie ca să poți avea informațiile astea. Așa este. Wow! Sunt multe informații. Trebuie să ne lasă să respirăm așa, să le rumegăm <simplify> puțin. Da, legat de ce în spate, spuneai ce în spate, de ce rețele de socializare, de ce au ajuns atât de folosite de categoriile de <clears throat> populație de care spuneam. Tineri, tinerii Noștri din biserică, noi folosim aceste platforme sociale. De fapt, ce e ce acolo? Păi, acolo este o armată întreagă de psihologi care studiază uh, cum funcționează dependențele, cum funcționează creierul uman. Da? De exemplu, uh, ști, științific, sunt studii uh, serioase pe subiect. Vedem că nu sunt făcute de creatorii acestor platforme, că nu și Distruge singura afaceria. Dar sunt oameni pregătiți la, de la marile universități care au făcut studii serioase pe, pe, pe subiect. Cu toate că, angajați, am citit articol despre o angajată la una dintre marile companii care a spus că este înfiorată de ce a putut genera o platformă de socializare în societate ce efecte negative a putut genera lucruri ca anxietate, frică, depresie, teamă de singurătate și mai mult ca toate dependența, pentru că s-au făcut studii de către specialiști, cine e interesat poate să se documenteze, eu am făcut-o, că rețelele de socializare folosite fără înțelegere, într-un mod nociv, uh, timp îndelungat, de-a lungul zilei, pot să genereze dependențe, la fel ca orice uh, lucru care generează dependență și pe care îl știm foarte bine, gen, pornografie, uh, jocurile de noroc, jocurile pe calculator uh, și așa mai departe. Tot uh, ce înseamnă viciu și te. Uh, te, te poate lega principiul. Spun oameni de știință, este același ca și acolo la celelalte. Se secretă plăcere în creier. Da? Este activat centrul care se ocupă cu plăcerea în creier de către așa numita substanța, chiar așa se numește dopamină. Cred că ați auzit cu toții de ea. Se secretă dopamină, spun oamenii de știință, atunci când primești un like. Dacă primești mai multe, ai o infuzie puternică de dopamină. E, secret, faptul că această acțiune, că ai primit like, că ești apreciat pentru o fotografie pe care ai pus-o pe Facebook, da? secretă dopamină în creier, te simți bine. Efectiv, te simți bine. V-a spun specialiștii, fără să verifici dacă ai primit like, doar ideea că te duci la telefon sau laptop și verifici dacă ai mai primit like-uri. Doar ideea în sine că e posibil să primești like-uri, îți generează plăcere. Da? Doar că de aceea ne tot ducem la WhatsApp. Ia să vedem. Mi-a mai scris și mie cineva ceva, a mai comentat cineva la starea mea de pe WhatsApp. Da? Punem fotografii la stare. Ce treabă are o fotografie cu starea mea? Ca dacă ești trist, eu pun o fotografie de pe. Toate multe. și urmăresc de reacțiile, să văd. A pus cineva uh, vreo reacție, mi-a pus cineva vreo inimioară, da? E o dependență de like -uri. Asta generează plăcere la nivelul creierului. E, consumul ăsta excesiv de, de, de plăceri în mod repetat, de dopamină, da? Că, până la urmă este o goană după a te simți bine, te simți confortabil că primești un like te simți confortabil că cineva a comentat frumos despre tine. Și oricum te minți un pic singur că pe rețelele de socializare punem doar fotografiile cele mai frumoase, ne aranjăm înainte să ne filmăm, nu? Sau... Da, da, da. Aici, aici a... nu numai că ne mințim singuri, dar un pic mințim pe alții, de fapt. Un pic mai mult. Că, sau alții ne mint pe noi. De fapt, pe, platformele sociale, pui momentele în care dai cel mai bine la public. Este imaginea bună pe care vrei să o vinzi a lucrurilor. Nu pui momentele tale de tristețe, momentele tale în care, de fapt, pe interior ești praf. Momentele în care te-ai certat cu copilul, ai fost furios, ai fost. Somnoros. Ai fost, da, într-o stare, nu tocmai. Și peste un minut pui, afișezi o fotografie sau un video scurt, ce frumoasă e viața la mine în familie. da? Asta generează multe probleme. Unu, nu ești tu așa, da? sau cel care postează. Și doi, sunt afectați uh, foarte mult ceilalți utilizatori, prietenii care te urmăresc pe tine. Cum sunt afectați? Pe apare un fenomen uh, numit teama de a nu fi ca ceilalți. E frica de a nu fi la fel ca ceilalți. De a nu avea ce au ei, de a nu arăta cum arată ei. Da? Dar ei trebuie să înțeleagă, mai ales adolescenții, sunt foarte afectați. Dintr-o dată te trezești că nu mai sunt mulțumiți de familia lor, în care sunt. -au văzut de părinți. Dacă au văzut altceva, nu mai sunt mulțumiți de ce primesc acasă, nu mai sunt mulțumiți de cum arată. Dintr-o dată te mir că și în general adolescenții au problema asta, nu sunt suficienți de maturi să înțeleagă de fapt acolo sunt prezentate niște lucruri care sunt de fapt mincinoase. Este un fals acolo. Pe, pe... Și asta generează fenomenul ăsta de, de, de teamă că nu ești uh, și tu așa. Și apar comparațiile. Asta generează uh, depresia și singurătatea, nemulțumirea, Nvidia. Tipsa, invidia, nu mai spun invidia, câte invidie generează postările de la stările de WhatsApp. Și de la vacanțele de lux care și le permit exact. unii. Doamne Sau milă. minciunile în care trăiesc, adică te păcălesc, că sunt cine știe... Cu toții ce... suntem uh, suntem acti, uh, uh, afectați. Legat de fenomenul ăsta, îl numesc... Uh, Oamenii de știință fear of missing out fomo, îl găsiți prin că uh, uh, vreți să studiați, fear of missing out, adică teama de a nu fi uh, ca ceilalți, de uh, a nu face parte din elita lor, din grupul lor, uh, mai de, mai de, de sus, da. <laughs> mai de sus. Este folosită și de, de strategia de marketing, de publicitate. Ei, ei folosesc tehnica asta ca să-și vândă produsele. De exemplu, folosesc această teamă, de exemplu, îți arăt alte persoane care cumpără un produs de care ai fi și tu interesat. Da? Îi vezi pe alții cumpărând? A, păi să cumpăr și eu. E la modă. Da? Asta Vai. e la modă. Vai, că te ravagii. Sau îți afișează ideea. lângă un produs pe care... Au văzut că l-au căutat, îți afișează un cronometru. Oferta este valabilă doar 5 ore. După 5 ore, dispare oferta. Și intri presiune, în panică. Pune o presiune enormă. Da, în panică. Dacă eu nu cumpăr în 5 minute produsul, numai dispare, la ofertă. Dispare din ofertă, da. Da. Sau uh, uh, îți spun, uh, vezi că mai sunt în stoc 5 produse și mai sunt 10. Alți utilizatori care se uită la produs să-l cumpere la același timp, cu, în același timp tine. cu tine și te concurează. Vezi că-ți-l da. cumpără, fă da. ceva. Da? Și apare o presiune la, la nivel uh, psihologic extrem de mare. Asta, nu de asta de fiecare generează date, stres? Nu de fiecare dată e adevărat, nu? Că mai sunt încă 10, asta e o minciună. Nu, este o strategie de marketing, evident. Deci, noi trăim <laughs> într-o minciună. Și ofertele, în mod general, da? e o minciună pe care ne, -o, ne, -o, ne -o aduce în față orice vânzător sau aproape toți vânzătorii, că mă uite, ori nu mai am nevoie de produse și chiar le duc la ofertă, da, să scap de ele, ori e o minciună. Da, da, da. da. cresc prețurile de, ca după aia să... Strategii de marketing, dar nu suntem specialiști pe... Nu sunt specialiști, doar, doar, doar am experimentat. am pe... Acum am schimbat niște contracte. Piele. Am schimbat niște contracte și mi-au dat un telefon și propuneau două sau trei telefoane, știi? Fac același lucru. Telefoanele. Fac același lucru. Doar că unul e pentru cine își permite. Adică pentru cineva care are un statut social mai înalt, pentru cei care uh, al cărui stil e diferit de ceilalți, știi? Că trebuie să fii diferit, să fii puțin mai sus. Da, da. Și tot timpul trăim într-o minciune. Doar ca să dăm puțin mai mulți bani. Vezi? De la lucrurile exact. astea trebuie să ne gândim mereu când... Și suntem... suntem ne putem găsi și suntem afectați, trebuie să recunoaștem, chiar și noi. Nu da, putem da, să recunoaștem da, da, da. că nu suntem afectați de lumea asta a platformelor. Mai, mai vreau să a... mai zic ceva aici, referitor la <coughs> cumpărat. Mai e o minciună în care trăim, da? E diferit de subiectul nostru, dar o minciună în care trăim tot timpul sau ne mint ei, da? că dacă luăm și pe ăsta o să fim fericiți. Hmm. Da, e același și... Aici, dacă, oh, doamne. dacă intrăm pe... Tot așa, e o dependență de consumerism, de a cumpăra lucruri. Generează dopamină și asta, generează plăcere la nivelul creierului. Da? Două, trei plăcere. zile și s-a terminat. Bineînțeles, și după aia vrei mai mult. De ce crezi că sunt persoane care sunt, de exemplu, dependente de avea ultimul model de iPhone sau de telefon. Pentru că modelul anterior nu-ți mai generează suficientă plăcere și ai atât de efervescentă lumea asta a tehnologiei digitale că apar modele... În fiecare an. Extrem de... Cine? Cum zicea cineva, dacă, dacă, asta o, o zicea despre modă, dacă vrei să fi să te căsătorești cu moda, prin asta înțelegi că ții pasul cu moda, curând ajungi văduv, da? Celălalt lucru este și cu tehnologia. Dacă vrei să te căsătorești cu tehnologia, cât de curând ești văduv, da? Pentru că modelul tău de iPhone devine depășit într-un an de zile. Și asta e, nu e doar la asta. E, e și la mașini, să știți. Mulți da. oameni care vor altă mașină, e și la uh, orice vreți dumneavoastră. O categorie de dependență. Da. O categorie în care uh, de care, în care tu ești implicat foarte tare, da? Da, dar la altă parte, uite, cu aparatură. Vrei să investești mai mult? Spun la ce mă afectează pe mine. Tot timpul cred că trebuie să facem încă ceva. Că facem cu alte lucruri. Că tot timpul apare ceva și ne va apărea în fiecare an, dar nu o să ținem ritmul niciodată. Da. Sunt, nu produc ei cât... Uh, nu nu consumăm, consumăm noi cât, cât putem produc. să producă. Uh, așa că aici trebuie mare grijă. Ziceai mai devreme, la început... Uh, despre comenzile online. O, e, aici ispita este teribilă. Dacă atunci când cumperi fizic trebuie să te deplasezi la magazin, ai timp, n-ai timp, trebuie să te spui în mașină, trebuie să ajungi până acolo, cu online-ul este un pericol teribil dacă nu știi să pui frâna. Să... Coșul de cumpărături era, era Dispoziția ta, nu-l mai cari. Pui, pui produs peste produs, uh, comanda, uh, produsele ajung în coș, Nu trebuie să mai împingi cărușorul, da? Nu mai împingi Nimic. da? La, la final uh, e costul total și zici, bă, ce să mai scot, că depășesc bugetul. Ce să mai scot? Depășesc bugetul pe luna asta, dar hai să-i dau comanda, asta e vine ea. Și o dai și, și pe asta o mai dai și pe următoarea. Vezi că sună telefonul. Cine? Curierul. Iarăși. Azi curier, mâine curier. Iarăși curier. De unde sunt ăștia? De la comenzile online, de la dependența de și cumpărături ne online. Ne mirăm că nu ajungem la sfârșit de lună. Ne mirăm că nu ajungem la sfârșit de lună cu banii. Că ne e foarte greu să ținem pasul, că noi vrem să fi, avem confort. Ne mirăm că nu mai avem timp, că trebuie să muncim ca să producem banii. Aia. Da? Uh, de obicei sunt uh, foarte viralizați oamenii care au mulți bani și eu i aș permit orice, la un singur click. Da? Că lumea asta e foarte complicată. Astăzi ziceam la început că am fost la femeia asta. Știi ce mi-a zis? Deși casa nu e terminată, sunt într-o... Doamne ferește, în, 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 ce situație? <coughs> mi-a zis că mă uit și mi se pare că nu mai sunt la mine acasă. Nu-mi vine să cred că eu nu merit așa ceva. Deci în timp ce unii să să desfată în extravaganță, alții ar merita să trăiască decent. Și uite, lumea asta în direcția asta să duce. Eu nu -ți hai să mai povestim da. puțin despre niște lucruri. Nu știu dacă mai vrei tu aici să spui, dar eu vreau să mergem spre niște zone interesante. despre Să vorbim despre șorțuri. Da, da. Asta șorțuri, uh, videourile scurte sunt fac parte din platforma de hai să discutăm despre socializare, dar înainte de asta, înainte de asta doar câteva vorbe despre strategiile pe care le aplică ei totuși legate de platforma de socializare. Pentru că dacă le înțelegem puțin, învățăm să ne mai protejăm, cât de că să stăm mai departe de ele. De exemplu, mm -hmm. ei folosesc foarte mult notificările Aola. sistemul de notificări și ăla, ăla e uh, sistemul ăla. da, eu eu vă spun înainte de Facebook vă spun cum pățesc WhatsApp-ul da? WhatsApp-ul uh, când deschid telefonul în prima dată nu pot să scap de bulina aia care mi afișează uh, câte mesaje noi am primit da pe telefon ai mulți ai, ai multe contacte da uh, trebuie să vezi neapărat ce este în spatele acelei bulini. Cine a scris ce a scris. Poate să fie orice informație care nu te privește pe tine, dar totuși e un stres cronic pe tine că trebuie să vezi ce e acolo, da? Mai mult de atât se creează, dacă ai telefonul, au fost studii serioase pe subiect, dacă ai telefonul lângă tine, în aria ta vizuală și îl vezi că e acolo, te concentrezi foarte greu la o altă activitate care necesită atenție în timp îndelungat. De exemplu, citirea Bibliei. Da? O să vorbim și despre asta. Citirea Bibliei necesită o aprofundare, o meditație serioasă, un timp de concentrare. Dacă ai telefonul lângă tine, ești tentat să-l iei destul de repede în mână să vezi dacă cumva s-a mai scris cineva pe WhatsApp. da. Avut o Măcar notificare. Că, da, sau ai o notificare sau cine este dependent de platformă de socializare, dacă a mai apărut un like la poza pe care ai postat-o toată seara. Da? Câte like-uri sau câte comentarii pozitive, bineînțeles că nimeni nu... Și dincolo de asta. Și, și nu te mai poți concentra la citirea Bibliei pentru că ai telefonul lângă tine. Da? Îți fuge creierul și mintea acolo, la telefon. Dincolo, nu cumva am un like, nu cumva am un mesaj nou pe WhatsApp și... Te miri că nu te mai poți concentra la lucruri care sunt cu adevărat importante? Sau la Facebook mi se pare foarte interesant interesant faptul că trebuie să vezi tot ce-a făcut prietenii tăi. De exemplu, eu am vreo 5.000 de prieteni da, pe Facebook. Da, aici dacă stai să... Dacă primești notificări de la activitățile a... altora, altora aici... dă -ai tu un exemplu înainte să începem de chestia asta. Cu altă ocazie, da, cu altă ocazie, poate e, e bine de discutat. Totuși, câteva strategii care să de folosit le folosim, pentru că și pandemia și lumea în care trăim ne-a, efectiv, ne-a aruncat în ele. Ne-a obligat. Cum spuneai și tu mai devreme, toți copiii noștri acum au, a trebuit să aibă, să le facem rost de un smartphone sau uh, o tabletă, au fost cursurile online în pandemie, le-am cumpărat. Ca să le mai e acum, e imposibil. Toate discuțiile de la clasă, temele, sunt pe WhatsApp, sunt pe platforme de socializare, profesorii comunică cu, cu elevii. Deci ca să zici că stai departe de tehnologie, e complicat, dacă nu, imposibil în zilele noastre. Ce putem face este să ne creăm o disciplină. Bineînțeles, cu ajutorul Domnului, dar o să vorbim și despre partea asta dacă mai, mai vrei. Și mai da, cum sună. E cea mai importantă. Mai sunt câteva lucruri foarte importante de discutat. Da, discuta. și ziceam de, dacă ar fi să... S-au făcut studii legate de acest aparat, această acest, jucărie, care a ajuns să ne folosească ea pe noi și nu invers. Cum spunea cineva că oamenii uh, au ajuns instrumente în mâna instrumentelor. Aole. Și nu invers. Da. Uh, dacă ți uh, S-au făcut niște statistici interesante legate... De, spuneam despre faptul că nu prea te mai poți aprofund nu mai poți aprofunda o acțiune care necesită timp și îndelungat să te concentrezi acolo, să fii atent numai acolo, dacă ai aparatul sau lângă tine. S-a făcut uh, un studiu pe mai multe grupuri de doi oameni, cum stau eu aici cu tine la masă, uh, într-o copere foarte mare, au, au fost puși doi câte doi, nu se cunoșteau, efectiv, eu nu te știam pe tine, tu nu mă știai pe mine, uh, perechi de... Uh, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, să încerce să se cunoască, să povestească tu cine ești, de unde ești și să... Așa, o mică interacțiune despre fiecare. Și au împărțit în două categorii. La unii le-au pus un telefon în jumătate, jumătatea mesei, nu era telefonul lor, dar niciunul dintre ei. La alții le-a pus doar un caiet simplu. Un caiet fără Nimic altceva pe masă. Și-au observat că la toate grupurile, statistic vorbind, care au avut telefonul pe masă, s-au plâns că nu s-au putut conecta unul cu celălalt. S-au acuzat reciproc. Că a fost timid. Că a fost tot timpul nervos. N-a vrut să comunice. N-a vrut să spună nimic despre el. Să se facă vulnerabil. Să-și spună, să spună viața personală. Ceilalți cu uh, un simplu caiet s -a, uh, au spus că s-au deschis mult mai ușor, au fost uh, jovial deschiși uh, uh, deschis unul cu celălalt. Și explică psihologie de ce. Telefonul ăla asociezi cu telefonul tău din buzunar. Da? Și apare o stare de stres inconștientă. Ai vrea să pui mâna pe el, să verifici dacă a apărut vreo situație de urgență, dacă ai primit vreun mesaj dacă ai o, un e-mail în căsuță, dacă WhatsApp-ul a reacționat, dacă ai vibrat, da? Și apare o stare de stres care împiedică relația asta uh, normală de discuție față în față. Așa am fost creați să simți emoția din celălalt, să îl privești în ochi, să... Asta ușor, ușor dispare în, în uh, noile generații. Pe partea asta este o luptă teribilă, mai la, ales la, la, în familii cu cei mici, cu adolescenții. Să-i faci să stea de vorbă față în față, să-i faci să se joace orice altceva, dar nu pe telefon, unul lângă celălalt. Chiar și, chiar și noi avem, avem problema asta. Foarte, foarte grele toate informațiile astea. Da, impactul este mare cea mai mare pe generațiile și numitele generații iGeneration, iGeneration iPhone, iPad. iGeneration, generația asta născută direct în tehnologie, da, care n-a trăit fără internet, n-a -a experimentat, n -a experimentat viața n -a experimentat. Fără, fără internet și fără ecrane. E așa s-a născut. Aici este marea bătălie. Da, cred că va trebui să discutăm mult asta, dacă nu cumva ne blochează ei. <laughs> că există posibilitatea asta, sau există posibilitatea ca uh, algoritmii la platformele astea de socializare să facă cumva să nu ajungă la multe persoane toate materialele, mai ales dacă se vorbește despre lucruri de care ei nu sunt de acord, știi. Uh, hai să povestim puțin, dacă tot am ajuns în zona asta. Despre. Uh, Impactul ecranelor în viața familiilor noastre, în viața de zi cu zi, despre pericolele în viața copiilor și cum da. să ne protejăm de exemplu copiii de pericolele astea. Știu că există, ai vorbit un pic, sau am amintit de dependențe, dar de acolo cred că va trebui să discutăm concret pe anumite dependențe, da? De exemplu despre pornografie, una dintre cele mai grele Uh, dependențe, jocuri, știu, mulți tineri uh, dependenți de jocuri și multe alte Da, le. da, da. Aici, uh, înainte să, să, vorbim despre pericole, totuși câteva cuvinte, dacă îmi dai voie să spun despre când am, am divagat puțin, m-ai întrebat tu legat de shorturi, de. Da, N-am zis da, 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 da. Ok, le luăm așa, eu vreau să ți le te întreb după aia. ok. A, ok. m-a întrebat să tu despre despre short uri care da. sunt, care e impactul. TikTok-ul este extrem, extrem de ferveșent. anul trecut a fost numărul 1 ca număr de utilizatorii în 2020. Efectiv a explodat. Și nu a apărut de mult, a apărut undeva prin 2016 față de celelalte platforme care au aproape 20 de ani. TikTok-ul a explodat pentru că, nu știu cum au făcut ăștia, deși au dat seama că videourile scurte, cred că tot felul în care este un efect total al utilizării excesive a internetului, că oamenii nu mai au răbdare să vadă videouri lungi și informație lungă. Ei citesc fugitiv, dacă ar fi aici să, 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 fac o mică paranteză, s-a schimbat modul de a, de a, prelua informația de pe internet. Dacă într-o carte citești liniar și te concentrezi asupra unui fir de subiect da, și creierul gândește liniar, pe internet informația este așezată așa, fragmentat. Aici ai un link, aici ai o poză, Aici ai o altă poză, aici ai un video, da? Și creierul tău gândește în foarte multe direcții, nu, nu mai este concentrat pe un singur fir al, al poveștii, al informației, da? Și gândește așa, fragmentat în foarte multe, foarte multe direcții. De aceea, cine folosește intensiv, de la vârste foarte mici, internetul, este foarte greu să citească o carte. Da. Dacă întrebi tinerii adolescenții din ziua de azi, mulți dintre ei citesc greu o carte pentru că efectiv zboară. Minte repede, ești distras, da. Și legat de, de short și de TikTok, au fost preluate de și de celelalte platforme pentru că s-a văzut cât de ușor creează dependențe. Dar funcționează mult mai 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 dur la nivel de dependență de dopamină și plăcere secretată în creier uh, un short video pentru că informația vine într-un timp relativ de scurt uh, 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 într-un timp foarte scurt într-un uh, în 5 minute vezi nu știu câte secvențe diferite. Foarte interesant. Și pentru că un short înseamnă mai puțin de 30 de secunde. Da? Prima dată te uiți la primul, da? După ce te-ai uitat la primul, au ei grijă, prin strategiile lor care sunt bine definite, să-ți recomande cam pe același subiect, că, încă o dată, extrag ceea ce te interesează pe tine și îți recomandă unul după altul cam pe același subiect, dar nu neapărat, că îți mai strecoară și altceva de zona neagră, da? TikTok-ul e cel mai rea platformă care am văzut eu, de da. exemplu, an anul ăsta noi, în urmă cu puțin timp. Am, am făcut cont ca să punem acolo muzică și am văzut că există o, o, o arie mare de tineri și când am dat primul clip, că acolo nu trebuie să dai click la video, da? Pornește din prima și îți dă ce vrea. Deci asta mi s-a părut cel mai rău lucru. Mm -hmm. Da, pentru că vine, informația vine unul după altul, tu nu mai, nu mai ai capacitatea să, să, te oprești. Da? Că... nici nu ți oprește, că ți -o dă, îți dă play direct. Da, așa e construit, să, vină, să și, și ce mi se asim... pare interesant, deși vor ca să stai mai mult pe platformele lor, fac video din ce, în ce mai scurte. Știi? Dar ca să ai câte un pic, câte un pic. Semnalul de alarmă este că efectul este ca cel al drogurilor. Da. Dependența este foarte mare. Vorbeam cu colegi de la, din IT, de la firmă, și a spus, mai efectiv nu mă pot opri. Încep, uh, încep să mă uit la, la shorturi uh, legate de tehnologie, de IT, să mă documentez. Da? Și mă trezesc că am, am, scăpat așa ca într-o gaură neagră și timp de două ore nu, nu m-am putut opri. Creierul efectiv este atât de excitat de substanța asta anumită dopamină, încât când termini vizualizarea, ești, te simți efectiv epuizat. Ești obosit fizic și psihic nu mai vorbesc. Ai o stare de, 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 de disconfort la, la, nivelul creierului extrem de mare. De ce? Pentru că ai fost foarte excitat. Simți că ți explodează creierul. Da? Asta e senzația. Băi, mi explodează creierul, atâta informații. Pe, pe minut pe care am primit-o. Și dintre efectele care sunt demonstrate, una este dependența care este foarte mare, da? De, de aceea de TikTok și de short ul trebuie să stăm departe. Ei, cei de care nu au treabă cu, cu, cu biserica și cu... recunosc. Oamenii de știință recunosc. Nu folosiți TikTok, nu, nu vizualizați short da? Sunt articole întregi științifice care sunt împotriva acestor uh, tehnologii. Stați departe de ele. Efectiv distrug creierele. Nu mai spunem de copii ce efecte devastatoare au. Copiii care au creierul în dezvoltare și au trebui să acumuleze informație sănătoasă pe mult mai multe, uh, mult mai multe direcții. Mai ales acum când au mintea fragedă. Exact. Și dintre uh, efectele devastatoare. Acum, ca o paranteză, scopul nostru a fost să Privim partea negativă la videoul de astăzi, la, la ce discutăm astăzi, nu? Uh -huh. Impactul negativ. Poate putem fi acuzați că suntem negativiști. Lipsesc astfel de discuții publice, credem. Lipsesc, se, da, se, face, se face prea multă. Noi știm luptele pe care le avem noi înșine cu noi înșine, înțelegem marile pericole, înțelegem impactul mare în viața spirituală. Este uriaș. Înțelegem impactul în viața spirituală a copiilor noștri, a tinerilor din biserică și toate problemele care vin. Da? De exemplu, legat de un, un impact extrem de, de periculos pe care îl văd eu este al acestor, pentru că generează dependență și asta este colosal, îți afectează capacitatea de a te concentra pe timp mai lung. Spuneam de citirea Bibliei. Nu te mai poți concentra pentru că. Asta fac videole scurte. Te fac să gândești fragmentat, să te concentrezi fragmentat. Doar câteva secunde și după aia sar la altă, la altă idee, da? Sar la alt context, la alt video, alt video, alt video. Creierul începe să se obișnuiască să schimbe tot timpul informația, tipul de informație, contextul. Dar Ce să mai citesc din Biblie o jumătate de oră? Păi, citesc un minut și gata. Atenția mea, gândul meu mi-a mi zburat. Mai mult spun uh, oamenii de știință că este afectată memoria, este un tip de memorie care se numește, și asta mi s-a părut foarte interesant, memorie proactivă se numește, îți propui să faci ceva în ziua, în ziua respectivă, și băi, asta vreau să fac astăzi, uh, Asta vreau să fac asta, asta și asta. La începutul zilei, da? Și după aceea nimerești în lumea asta, da? spun cercetătorii că se șterge efectiv tot ce ți-ai propus. Da? Nu-ți mai poți aduce aminte efectiv că ți-ai propus asta se numește memorie proactivă. Ți-ai propus să faci niște lucruri undeva în, în trecutul foarte apropiat și nu ți mai poți aminti. Bă, dar ce am vrut să fac astăzi? Da? Să ștergi din memorie. Și alte uh, efecte de genul ăsta asupra, asupra creierului. Da, cam asta despre, despre Short, short, Dar sunt. E mult mai mult de discutat aici, dar. Ideea este că trebuie să. Luptăm cu ele. Să fim atenți. Să fim atenți să luptăm cu ele noi și să luptăm și pentru. O să zic că cineva. mai păi, da, frate, de ascult uh, muzică sau uh, mesaje. E, întrebați. O la. Un, un video la câte vin? Dacă dai scroll la shorts. -uri. Întrebați. Din păcate, uh, aici aș vrea să. Să spun ceva, chiar dacă nu știu dacă e acceptat de, de foarte. Aici ideea este că trebuie să fim obișnuiți să ni se servească chiar și din uh, Biblie, chiar și din. Uh, Un verset. Uh, informație foarte mică, fără să, să aprofundăm, fără să medităm, fără să mai fim învățați să cugetăm, să rumegăm asupra cuvântului, asupra Sfintei Scripturi. Da? Informații așa, ă, fragmentate. Și după asta ne mutăm la ale noastre. Ne-am ne adormit conștiință. Măi, eu astăzi am ascultat un verset de 30 de secunde. îți dai da. dai seama cât m-am hrănit? Da. Acum vreau să... te educați așa. Vreau să trag un semnal de alarmă. Să știți că toate versetele care le punem sau textele din Biblie citite care le punem pe internet, nu sunt pentru credincioși. Credinciosul are o relație cu Dumnezeu? Ele sunt pentru oamenii care niciodată nu au acces la Biblie. Ele sunt pentru oamenii care Undevărat. niciodată da, nu ar asculta sau n-ar deschide. Dar, dând acolo scroll, dau de o cântare, dau de un mesaj din Biblie. Și uh, că acum o să-i judecați pe oamenii care pun mesaje pe internet. Nu. Folosim toate platformele. Eu cred că orice evanghelist, orice apostol al Domnului Isus ar fi folosit tot ce ne stă nouă astăzi la îndemână pentru a vesti Evanghelia. Astăzi ne urcăm în avion, îl folosim, să mergem săptămâna viitoare la, nu știu, în ce țară să vestim Evanghelia. Sau mașina, nu? Haideți să fim înțelepți. Aici trebuie subliniat. Toate mesajele care sunt pe internet, da, distribuițiile, cât mai mulți oameni să le vadă, dar astea nu sunt suficiente pentru oamenii credincioși. Da. Nu trebuie să faptul că ascult o predică pe pe, pe YouTube uh, și sunt foarte multe astăzi, uh, as, nu, nu mă scutește sau nu, nu înlocuie sub nicio formă timpul uh, în care stau în prezența Scripturii uh, sau uh, timpul meu de partajie personală în odeiță. Uh. Uh, spuneai mai devreme să discutăm puțin despre impactul ăsta asupra familiei. familiei. În viața de zi cu zi, am notat eu aici despre pericolele în viața copiilor. Despre de pericole, pericole. Da. Așa. Și cum să ne protejăm copiii? Că tot ce vine, vine ca o avalanșă. O ia pe sus și pe ei. Ne ia și pe noi pe părinți. Corect. Spuneam mai devreme că... În deci noi rând. nu ne sustragem din toată discuția Doamne ferește, eu uh, simt pe pielea mea uh, lupta teribilă care se dă. Uh, cel mai bine suntem cunoscuți de familie, de soții, de copii. Copiii se uită la noi ca la niște modele. Noi trasăm direcția, putem să le impunem noi reguli peste reguli. Stai doar o jumătate de oră pe telefon și eu stau fața telefonului copilul vede și la un moment dat o să-mi servească pe datate, dar tu stai trei ore mai de când ai venit de la servici fața ecranelor și îmi impui mie o jumătate de oră. Ei fac mai mult ce văd la noi decât ce le spune. De cu ce le poruncim să facă, decât ce le spunem să facă. Deci trebuie început de la de la noi. De la părinți. De la noi care impactul care îl are un ecran în viața familiei? Dacă mă întreb pe în mine, e mare. Am putut, am avut uh, harul să compar pentru puțină vreme primii, cred că n-am avut decât câteva luni de căznicie, fără internet în familie, decât câteva luni atât. Lucram în IT, uh, pe vremea aia nu predic, uh, nu, nu colaboram cu nicio firmă de IT, dar început să, să predau la universitate în primii ani de... Și în primele luni de căsnicie nu am avut nici calculator, nici televizor, că oricum televizor n-am avut niciodată. În vremea aia, frații predicau mult împotriva televizoarelor. Astăzi, împotriva ce să mai predici, că calculatoarele și telefoanele sunt mult mai uh, uh, mult mai periculos. Da, folosite fără discernământ. Și am avut șansa să compar perioada în care n-am avut internet în familie. Aveai timp de comunicare, nu era niciun străin infiltrat între tine ca soție, da? Era Astăzi simțim. intimitate. Aveai intimitate, aveai timp de discuții față în față. Nu eram distrași de la activitățile astea de, de, de comunicare față în față, da? Cu soția. Până a calculatorul. Am zis soției, dragă, trebuie să ne luăm calculator. Trebuie să ne luăm calculator, că uite, am asta, asta și trebuie să încep să lucrez pe calculator de acasă. Și s-au schimbat lucrurile. Când după calculator a venit și internetul. Da. Calculator fără internet nu prea mai mergea. După internet au pătruns informația în familie, da? Tentațiile să pierzi timpul pe site-uri de știri, site-uri sportive, știri sportive și așa mai departe. Bineînțeles că cineva suferă, da? Cineva suferă. Timp pierdut, Pierdut în relații, suferă comunicare, începe să sufere și timpul de părtășie nu? Cu, cu, cu domnul Odeiță, suferă, pentru că stai pe un site de știri cât stai și acumulezi informație. Încearcă să te duci în Odeiță, la rugăciune, până te reculegi, ești bombardat, spuneam de curând, de tataie, Uh -huh. de mi e mi povestea uh, odată în, în biserică. S-a uitat la, nu știu ce, film uh, cu uh, pe vremea cu Pistruiatul. Că generația uh -huh. mai, mai în, vârstă, mai, mai, în, vârstă, știe, știe filmul. Și au văzut cățelul ăla, câinele la lup care era în film. A văzut la film și a zis: Când a venit la biserică să mă rog, vedeam numai scene cu cățelul ăla în timpul găciunii. Mi-a apărut o mai imagine. Mai rog de dacă mai poți, ne povestea. Dacă pe vremea era așa, dar. Da. Noi imbibați cu, cu. El era. Tata era bunicul, acum, pentru oamenii care nu știu. Da. Bunicul noi suntem din, și verișori. Bunicul din cântarea aia. Da. Nu pot crede în întâmplare. Da. Suntem dintr-o familie mare și am avut oameni care au știut să țină pocăința și să știu, au știut să ne îndrume pe o cale bună. Să ne ferească de mult rău. Să ne dea Domnul înțelepciune și nouă și, astăzi. Acum eu aș întreba de impactul ecranelor în viața bisericii. E mult de vorbit și de, în familie. da, da, în familie, uh, în familie mă gândeam doar la copii, sunt expuși la foarte multe pericole până la pericole, de exemplu să ne gândim la copii până în trei ani de zile am trecut și noi pe acolo trec și alții pe acolo suntem tentați că atunci când ne deranjează din anumite activități plâng sau da și noi suntem ocupați cu orice altceva să alegem calea ușoară a lucrurilor care ușoară este să-i pui telefonul în față la vârste foarte fragede. Spe, toți specialiștii spun că este, impactul este teribil. Nu, nu privesc din perspectiva medicală a lucrurilor, da? Creierul lor este în, în, continuă dezvoltare. Au miliarde de neuroni care sunt pregătiți să facă conexiuni între ei până la vârsta de 3 ani. Da? Atunci se fac conexiunile. Acumulează cea mai multă informație la vârsta aia. Eu -am pus, dacă noi le-am le pus desene. ecrane cu desene cât mai mult în față, pierd toată cealaltă, tot timpul pe care l-ar fi folosit să-și dezvolte toate celelalte abilități, dar și temiri că sunt copii la 2 ani de zile care nu, nu vorbesc, nu comunică, dar nu s-a dezvoltat abilitatea de comunicare. Au fost lăsați ca o legumă în fața ecranului. Este acest pericol să folosim tehnologia pe post de bonă, așa o numesc. Da? Telefonul ca bonă. Adică să -ți țină copilul blocat. Blocat, liniștit. Pentru, și le pentru că tine. și pe ei atrag desenele animate și ei au plăcere când le văd. Logic. Da, și ei, dacă ne mutăm la categoria mai mare de copii, de adolescenți, câte pericole sunt în fața pe internet. Da? Începând de la faptul că poți să ajungă în zona asta întunecată a internetului foarte ușor, le trimite un coleg o poză, da? le trimite un coleg un link. Ia, intră și tu aici. Da? Și ajung pe site-uri de pornografie. Ajung n-au curaj să povestească, se ascund, cum spuneai tu. Da? Prima dată văd din greșeală, după aceea încep să Urmărească pentru că le place. Dar aici este o întreagă discuție și s-a vorbit mult pe, pe subiectul ăsta al pornografiei. Al, al pericol este, de exemplu, hărțuirea online. Se, se discută mult pe asta, da? Violență uh, verbală, prin text, da? Îi afectează foarte mult pe, 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 copii. pe copii. Sau contact cu persoane necunoscute uh, pot fi abordați să li se ceară date personale. La vârste mai mici ei nu știu să să controleze, că nu au voie să dea date personale, nu au voie să trimită poze. Pot fi uh, ușor păcăliți. Și trebuie să fim cu ochii în patru. Bă, și lucrurile ar putea continua? Fo multe, 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 multe informații. Acum, ce ne îndemn Eu să facem, că m-am regăsit în unele chestii. De aici... Da, băi, este o lume cu care mă lupt și eu. Am fost afectați de, de multe ori. Este o luptă continuă. Nu trebuie să depunem arma jos. Trebuie disciplină. La capitolul ăsta nu... Vreau să... Nu vreau vre... să ne... să ne punem așa... Undeva deasupra, ca și cum noi nu suntem uh, afectați. afectați. Nu, Nici vorba de așa ceva. Cu tot, Dar vreau se... să spunem o chestie. Uh, de exemplu, <laughs> sunt bătrânii care. bătrânii. Oamenii mai în vârstă care nu înțeleg în momentul ăsta și pentru ei trebuie să avem un mesaj. lucrurile cu care se confruntă tinerii. Da. Și. Poate ați ascultat acum ce am discutat și vă dați seama că e o lume de care n-ați auzit, poate v-ați, sau, sau nici măcar nu înțelegeți ce am discutat aici, vreau să înțelegeți tinerii de astăzi că se confruntă cu lucruri și copiii, cu lucruri cu care nu s-au confruntat nimeni. Nici măcar noi, la vârsta noastră, ne jucam afară cu nisip sau cu, eu știu, cu bețe, că nu avem altceva. Ei se confruntă astăzi au atât, cu atât de lucru, cu, de multe lucruri cu care se confrunte atât de multe informații cum noi nu aveam. Da, și au fost aruncați aproape uh, involuntar în fața lor, uh, în fața lumii ecranelor, au fost fie de părinți, fie de societate, fie de școală și de direcția în care mergem. Aici vorbim despre copii noștri, din biserici, din familiile creștine, dincolo de... Societatea acolo ne împinge, nu? Da, au fost aruncați, inclusiv de părinți. Trebuie să ne asumăm vina. Aici trebuie să ne asumăm vina. Am, am citit aici o, o idee foarte importantă dintr-o carte bună care mi-a foarte mult. Acolo la cameră, da. <laughs> Se numește Creșterea copiilor în era tehnologiei. Copii sociabili într-o lume a ecranelor, o carte foarte bună, scris scrisă de un pastor, nu știu cine a citit bestsellerul Cele cinci limbaje ale iubirii, este același autor. Uh, am citit o idee importantă pentru noi, părinții, uh, dacă n-am fost înțelepți și ne-am lăsat copiii uh, nesupravegheați ceea ce privește timpul petrecut în fața ecranelor, din diverse motive. Am fost ocupați, noi înșine avem probleme la capitolul ăsta, da? Sau am fost foarte ocupați, au crescut în fața ecranelor într-un mod necontrolat. Și la un moment dat ne trezim că au devenit dependenți de tot felul de lucruri, da? Și realizăm asta după câțiva ani în care ei deja au fost în lumea lor. Au vizionat pornografie, au devenit dependenți de jocuri pe calculator, că despre asta n-am vorbit deloc, că este o, o altă lume teribilă. Și dintr-o ne dăm seama că copilul nostru nu mai comunică cu noi, nu are simptomele unui dependent. Deci părinții, noi facem greșeala, și eu am făcut-o și mi-asum asta, să ne ducem cu duritate asupra copiilor și să-i acuzăm pe ei, da? De felul în care au ajuns. De fapt, atitudinea corectă este să ne asumăm vina, să ne asumăm responsabilitatea. Tată, băiete, copilule, uite, îmi cer iertare că n-am fost lângă tine când ai avut primul contact cu lumea asta. Nu te-am supravegheat suficient, nu ți-am impus limitele uh, corecte asupra folosirii ecranelor. N-am fost lângă tine acolo când ai avut primul contact. Mi-asum această vină, această responsabilitate. Mă poți ierta este foarte important să învățăm noi, ca părinți, să ne cerem iertare, să ne asumăm partea noastră de vină. Și am experimentat și eu asta cu băiatul meu, cu. Uh, ei te iartă foarte repede. Da. Când am greșit, când am fost nervos și uh, mi-am corectat, de exemplu, copiii sau băiatul, eu personal întotdeauna un cer iertare de la copil, uite, reacția mea, nervii cu care ți-am vorbit, a fost total nepotriviți. Te rog să mă ierți. Mă ierți și ei te iartă foarte ușor. Da? chiar simt un, un confort extraordinar că, uite, tata știe să, să-și ia iertare, chiar dacă este tata, chiar dacă este autoritate. Când greșește, recunoaște. Învață în felul acesta, prin exemplu, copiii te învață și la rândul lor să-și ia iertare. Continuând puțin ideea, Aș mai avea aici ceva de adăugat. Ați auzit de tineri din biserică, de oameni care au avut probleme și dependențe și... Dragilor, Ai. suntem chemați să ridicăm în vremea asta. Nu se folosește Ai. aceeași metodă care s-a folosit în urmă cu mulți ani, când unul călca greșit. Știam noi cum să-l să rezolvăm problema. Astăzi eu cred că Trebuie să avem multă înțelepciune, multă dragoste și să ridicăm. Suntem chemați să binecuvântăm, să ridicăm, să mângâiem și să ajutăm oamenii să meargă mai departe. Nu? Domnul să ne ajute să cei chemați la, la asta să începem să vedem lucrurile. Să ne rupem mai mult de uh, celelalte și să începem să vedem oamenii cu problemă să printre tineri să începem să-i observăm, să încercăm să le înțelegem. Luptele care sunt uriașe, sunt uriașe luptele din ziua de astăzi în fața ecranelor în principal sunt da, Ionuț am discutat mult e mult de discutat aici Vreau să încheiem făcând un exercițiu de imaginație. Dacă jumătate din timpul care, care l-aș petrece, care îl petrec în fața ecranului, l-aș petrece în rugăciune, oare care ar fi câștigul? Eu să fac așa, tu să faci așa și întreaga biserică să facem așa. Uriaș, mare. Mare, nu? Ascultam de curând de o predică a fratelui Luigi Mițoi cu titlul, dacă mi-am bine, Binecuvântarea singurătății. Și spunea fratele că este o mare binecuvântare să știi să te mai retragi. Din păcate se diminuează și cred că vinovat este tot acest individ. Uite Tecran se diminuează către zero timpul nostru personal în spatele ușii închise în odăiță. Despre acea singurătate era vorba cu Domnul. Noi, cu Biblia, rugăciune, în cui e ușa după tine, meditație, și tatăl tău care vede în ascuns să-ți vă răspăti, meditație devoționalul nostru zilnic. Cred că asta e problema lipsei noastră de maturitate spirituală, spunea fratele acolo și așa este, și când intrăm în rodăit să nu luăm ăsta după noi. Străinul, da? Îmi vine acum în minte un verset din Biblie, vreau să găsești, Osea sau Amos, Efraim se amestecă printre popoare niște străini, îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Mă gândeam, măi, ecranele astea sunt ca niște străini în casele noastre. Da? Ca niște străini. O lume întreagă care a venit peste noi. Ne uităm la ea, suntem slăiți de putere, vedem că nu mai e putere de rugăciune, nu mai e putere de meditație în cuvânt. Și da, cred că asta este soluția. Dacă este să tratăm problema, este disciplina rugăciunii în odăiță, și în fața cuvântului. Disciplina asta la început de zi. Da? Am crește spiritual, ne-am hrănit cu altceva, ne-am am, vedea am fi altceva. mai puternici și s-ar crea altfel de dependențe. Dependențe de Dumnezeu. De, de structură cuvânt. de cuvântul Domnului, dependențe de părtășia cu Domnul, dependențe care contribuie la sănătatea noastră spirituală. Dar trebuie să... A, a, astea sunt mai greu de... de, de, de... E, 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 o, e o luptă... Mai grea. Mai grea de dus. Calea ușoară este cea a ecranelor. A scroll. Chiar din punct de vedere spiritual. E mai ușor să pui o predică dimineața să asculți o predică și să spui m-am rănit decât să te pleci pe genunchi sau să iei Sfânta Scriptură să citești. Este mult mai la îndemână. Conștiința e liniștită, ți-ai făcut partea, mergi înainte. E mai ușor să pui o cântare să cânte la volan sau în casă, m-am hrănit. Decât să pui mâna să cânți tu o cântare, da? Este... Hai că intrăm în, altă în, alt, da, în, altă <gătă> Mai întreba tu dacă tăiem din asta și le pune pe celelalte. E acolo lucrurile... Uh... Da, la, cântare sunt de acord cu tine. Haide să cântăm, domnule, că prea mult ascultăm. Domnul da? să ne ajute. Să ne ajute, domnul. Ionuț, mulțumesc mult. Drag, domnul să -mi mă ajute pe mine ca ce am vorbit să nu atârne așa ca o acuzație asupra mea și să fac pași spre mai bine în domeniul ăsta al ecranelor. La fel vreau și eu. Să învățăm să punem să ne punem limite da? Dar și copiilor că un, cu altă ocazie un alt subiect este ce pași concret să facem ca să ne protejăm să ne protejăm în lumea asta a ecranelor. Se pot face câteva lucruri care ajută. Da? De exemplu, sunt, sunt aplicații de control parental. Noi am folosit Family Link și mă, încă mai folosim. O aplicație recomandată, Family Link, îți permite să setezi cât timp are voi copilul tău să stea într-o zi pe telefon. Da? Pentru fiecare dintre copii. Ei sunt conectați la aplicație și după ce le timp timpul ăla se închide telefonul, se blochează telefonul, nu mai pot face nimic cu el. Sau la nivel de aplicație poți să-i spui pe YouTube ai voie doar 15 minute pe zi, da? Se blochează aplicația după ce spui. Sau dacă activ, e activată și e instalată aplicația, ei nu pot intra pe site-uri cu conținut e, periculos, da? Sunt. Foarte bună și da. utilă Și uh, Personal, trebuie să ne protejăm uh, uh, browserele cu tot felul de ad blocare, da? Ne protejăm de ad-onuri. Acum am văzut că mai nou youtube se plânge. Vezi că folosești ad-blocker. Uh -huh. Dezactivează sau, cumpăr sau cumpărăți YouTube. Un premium. Premium. Plătește pentru el, da? Deci uh -huh. nu le mai convine că nu mai vin reclame în cantitatea... <sus> <sus> Până aici discuția da. noastră e foarte utilă informația asta, da? Și cred că mulți oameni o să aprecieze lucrul acesta. Dragilor, astăzi am discutat mai mult, dar sperăm ca data viitoare să venim concret pe anumite anumite segmente, da? Și de. Uh, zi dependențe. Să spunem lucrurilor pe nume, da? Am vorbit lucruri generale, am vrut să-l cunoașteți pe Ionuț. Domnul Iisus te binecuvinteze, Ionuț, pe tine Amin și casa și pe ta. Și, și pe pe eu o și o tine. și pe tine. Așa, primesc binecuvântarea. Domnul să ne binecuvinteze și în lumea asta. Să ne ajute să rămânem lumini. Să ne sfințim în fiecare zi, să fim cu mâinile curate, cu ochii curați. Amin. Și cum împreună cu familiile noastre să mergem spre cer, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și casele voastre.